Bun găsit, iubitoare handbalului, vă spun din sala Rapid din capitală. Titlul în Liga Florilor Mall se decide astăzi, în următoarele 90 de minute, să spunem o oră și jumătate, în cadrul ultimelor meciuri ale acestui campionat, etapa 26 a pe TVR1. Aveți meciul de la Râmnicu Vâlcea dintre SCM și Rapid. Aici pe TVR2 vom urmări împreună întâlnirea dintre CSM București și Minaur Baia Mare. Calculele sunt destul de simple, iubitorii handbalului cunosc situația actuală. Rapidul are un punct în fața CSM-ului cu o etapă înainte de final, 66 de puncte pentru Ciuleșteni, 65 pentru echipa antrenată de Adi Vasile. Atmosferă frumoasă în sala Rapid, plină. Fanii CSM-ului care au venit în speranța în care Râmnicu Vâlcea va încurca Rapidul, iar bucureștencele vor sărbători un nou titlu de campioană aici în sala Rapid, chiar în mod ironic, să spunem, pe terenul rivalei din acest an de campionat. CSM-ul trebuie să câștige așadar astăzi în fața celor de la Minaur și să spere că Rapidul nu va câștiga întâlnirea de la Râmnicu Vâlcea, care se joacă în același timp. I-am văzut și pe cei doi antrenori în prim plan, Adi Vasile și Raul Fotonea. Tess Wester nu joacă astăzi, portarul olandez care va părăsi CSM-ul, este și însărcinată. Tess a anunțat că va pleca, câteva absențe de la CSM. Vedem jucătoarele disponibile. Fânarus Meț, am văzut și pe Lazovic, Denisa Vulcan, Ema Ramusovic și în acel cadru. Tot lotul e prezent. Cei de la CSM au organizat și un banchet după întâlnire în această seară. Până la urmă rămâne în cel mai rău caz un trofeu intern pentru CSM, care a câștigat Final Four-ul în Cupa României săptămâna trecută la Mioveni, după o finală cu jucătoarele de la Râmnicu Vâlcea. Primul atac aparține bucureștencelor cu Grubisic Davidsen în poartă, plus Preda, al treilea portar astăzi, o jucătoare foarte, foarte tânără. Samara da Silva, Arțenaune cu Gârlă Neagu. Clicova, Țomorenghi, Amorim, Martin, Diviligan, Broc, Dembelea, Elincăi, Ramusovic, Clara Preda, este al treilea portar, generație 2003 pentru Preda. Minaur cu Enache și Panzic, portari. Vedem această acțiune, aruncarea cu Sinei Laszlo și primul gol al meciului aparține celor de la Minaur. Lavco, Burlacenco, Severin, Cioca, Fenesie, Cherecheș, De Souza, Laszlo, Petruș, Zic, Țârle, Popa și Polo Coșer. Lotul formației Minaur pentru această partidă. Atmosferă frumoasă în sala Rapid din capitală pentru acest meci important, ca de ultima etapă. Neagu cu acțiune pe cont propriu egalează pentru CSM. Cristina Neagu, care a fost foarte supărată după etapa de joi de la Zalău, acolo unde CSM-ul a câștigat la limită și la două goluri, dar foarte, foarte greu Zalău a condus până pe finalul partidei. Cu alții vă dați la o parte, cu noi vă dați viața, a scris Cristina pe o rețea de socializare. Acțiunea handbalistilor de la Minaur, o pătrundere a Ienei Lafco, interul dreapta de 31 de ani, va împlini în luna iulie. Popa conduce acest atac, Laszlo combina cu Popa, din nou Laszlo. Încercare de pivot, recuperează foarte bine Dembele, contraatacul CSM-ului. Amorim la ultimul meci la CSM. Pasă acolo pentru Cane Martin. A intervenit însă excelentă Tănăsie. Excelentă pasă pentru extremă. Un lob perfect
al japonezei Fujita, Asuka Fujita, jucătoarea japoneză celor de la Minaur. Se joacă evident și cu ochii la meciul de la Râmnicu Vâlcea, unde Rapidul are toată sala în spate, o galerie impresionantă plecată din București pentru meciul Feroviarilor la Vâlcea, unde el încearcă să aducă primul titlu giulești după 19 ani, afișa al șaselea din istoria acestui club. Primul din 2003 încoace, titlul din 2003 a fost de altfel și singurul titlu câștigat în ultimele decenii. Celelalte performanțe vin din anii 60. Încă o reușită de pe extremă, Fujita cu al doilea gol, și Minaur are 3-2 în minutul 4 al primei reprize. Iată ce se întâmplă și la Râmnicu Vâlcea, unde SCN și Rapid sunt la egalitate în acest moment, minutul 5 al partidei din sala Traian. Râmnicu Vâlcea a fost rivală a CSM-ului la titlu în ultimele sezoane, însă nu și acum. O recuperare a băimărencilor, Fujita într-o combinație cu Lavco. Au dus bine acest contraatac băimărencele, mă rog, stranierele celor din Baia Mare, pentru a prelua conducerea. Arbitrii acestei partide, Mihai Purbu și Mihai Puturnică, București și Buzău. Observator este Walter Dărcescu din București. Meciul tur, CSM a câștigat net la Baia Mare 35-19. CSM-ul, care în actualul campionat a suferit două înfrângeri și a remizat în alte două meciuri, 21 de victorii. Rapidul are 22 de victorii și 3 înfrângeri. E o forțare aici la Omoreghe. Lavco, ce pasă dă pe pivote, 7 metri. Excelentă pasa pentru Caineanca Burlacenco, un cartonaș galben pe care vede Dembele. Davidsen în parase aruncarea Iaroslavei. S-a părut că a preluat mingea în semicerc pivotul celor de la Minaur. Andreea Popa aruncă în bară și Baia Mare ratează șansa de a se desprinde la 3 goluri. Astăzi se joacă de la această oră și restul meciurilor, cu excepția unei partide, cea de la Deva, dintre formația locală și Gloria Bistrița, care se va juca la 6. În rest, ultimele meciuri, tot la 3:30, Buzău Știința, Dunărea Mioveni, Craiova, Slatina și Măgura cu Handball Club Zarău Omoreghe. Gol pentru CSM. Minutul 6, excelentă aruncarea de pe picioare a lui Elizabeth. Încă un sezon bun pentru jucătoarea CSM-ului, Laszlo. Popa. Din nou Laszlo. Mare cu pasa. Contraatacul CSM-ului. Carmen Martin egalează pentru bucureștence. 4-4, minutul 7 al primei reprize. O, ce combinație frumoasă între jucătoare, Laszlo, Tănăsie și Burlacenco, finalizare. Foarte frumos a fost această fază a băimărencilor, trasee cunoscute, par trasee cunoscute de la antrenament. Rapidul are 5-3 la Râmnicu Vâlcea. Trupa lui Viver își face treaba deocamdată, dar suntem doar la începutul acestei partide. Neagu, pe întoarcere, frumos, acțiune tipică pentru Cristina. S-au grăbit băimărencele să repună mingea în joc, se va repeta, se va relua jocul de la centru, revine Amorim în centrul defensivei lângă Arnțen.
lângă Ramosovic, lângă Dembele, Neagu și Carmen Martin sunt și ele în teren pe fază defensivă. Laszlo. Popa, Popa cu fentă, din nou Laszlo, pasă la extremă cu Jita, o bate pe Davidsen. 6 la 5 pentru Minaur. Neagu, Arce, Dembele. S-a prăvine pe locoșer internațională noastră. Vede un galben Burlacenko și îl vede și Arțen. Arbitri par să nu își dorească să scape meciul din mână. Arbitraj foarte strict până acum. Aici în sala Rapid. Minaur pe 6 în campionat cu o victorie. A putea depăși Buzăul, dar spune doar ar putea, pentru că Buzăul are meci acasă cu Știința. Victoria este aproape sigur acolo, astfel că Minaur nu poate urca mai sus de locul 6 în campionat. Măgura Cisnădie probabil va termina pe locul 4, în spatele trioului de forță din campionatul nostru, CSM Rapid, Râmnicu Vâlcea. Carmen Martin aruncă pe lângă poartă. Arțen, neatent în defensivă, Tănăsie. Arțen nici n-a văzut mingea. Neatentă la fază, jucătoarea norvegiană. Tănăsie s-a furișat, a primit prin spatele ei și a marcat 2 goluri de avans pentru Minaur. Ce început de partidă. La Miovenia, săptămâna trecută, s-a jucat Final Four-ul cupei cu Rapid Măgura, Cisnădie, Râmnicu Vâlcea și CSM. A fost o semifinală dramatică pe Râmnicu Vâlcea și Rapid, cu mai multe reprize de prelungiri. Vâlcea s-a pus până la urmă la 2 goluri. CSM-ul n-a avut probleme cu Cisnădie și nici în finala cu Râmnicu Vâlcea, câștigată la 8 goluri a doua zi. Neagu. Neagu. Încă un gol, al doilea Cristina în această după masă, când au trecut primele 10 minute de joc în sala Rapid. Șapte la 6 scorul în acest moment. Lavko. Laszlo. Pe întoarcere. Ușor neinspirată Cristina în 2-3 rânduri până acum la pase. Iată, la Râmnicu Vâlcea se desprind rapidistele. Ne vedem un gol al celor de la Vâlcea, al gazdelor. A fost 8 la 4, este 8 la 5. Meciul început puțin mai devreme la Râmnicu Vâlcea. Și atmosfera este și în sala Traian, cu fanii Rapidului încurajându-și formația aproape de o mare performanță. Rapidul, cine le-ar fi dat șanse la începutul sezonului pentru un titlu în Liga Florilor Mol? Davidsen nu poate bloca această minge. Baia mare din nou la 2 goluri. Broc ca pivot pentru CSM pe această fază ofensivă. Neagu. Neagu, Arțen, Omoreghie, întoarce la Arțen, pasă greșită, nu prea în meci Arțen, dar recuperează Elisabeth, 2 la 1, pasă la Dembele, gol! Gol! Sirava Dembele, 8 la 7. Ce greșeală copilărească au făcut bămărencele pe acea tentativă de contraatac. Laszlo. Popa. Laszlo. Burlacenko. Echipă bună la Baia Mare.
Bămărencele au câștigat 15 meciuri și au pierdut 10 în actuala stagiune. Nicio remiză. Fujita apără Davidson. Închide bine unghiul scurt, colțul scurt Davidson. Era a treia oară când arunca Fujita din acea poziție și mereu a făcut-o pe colțul scurt. Neagu. Arțen Dembele cu un lob, însă foarte atent Pandzic, sloven Amra Pandzic intervine. Această aruncare a lui Dembele, când ne apropiem de jumătatea primele prize în sala Rapid din capitală. O problemă cu mingea de joc, a fost schimbată. Laszlo. Laszlo. Nu, Laszlo. Pentru pivot au cerut fault. Bărmărencele s-a apărat bine Arțen la Burlacenco și nu mai ratează Dembele. CSM egalează la 8. Minutul 14. Laszlo. E un atac Bămărencele. Lavco, Popa. Cristina Laszlo. Se angajează bine pivotul. E 7 metri, da. Dembele și 2 minute pentru această intervenție. Apărare în semicerc. Decizie corectă arbitrilor. Ne vedem foarte activă Burlacenco în spatele defensivei celor de la CSM. Prima eliminare a acestei partide, iată, la mijlocul reprizei, nu ratează Lavco. Elena Iavco și Baia Mare din nou un avantaj 9-8. Scoate pe Davidsen Adi Vasile, intră din Diligan pentru prima oară în acest meci. Arțen, Omoreghe. Intră în combinație și Broc, dar pasează încă departe de semicerc. Bucureștencele, Neagu. Excelentă fața pentru Broc. Intervine însă Pandzic. Prima aruncare a pivotului olandez a fost ratată. Tănăsie. Lavco. Fujita. Intrat însă prin semicerc. Iar Minau pierde acest atac. Există o variantă în care cele două echipe ar termina la egalitate de puncte. Dacă CSM remizează și Rapidul pierde la Râmnicu Vâlcea, atunci CSM-ul este avantajată datorită meciurilor directe, pentru că CSM-ul a câștigat ambele meciuri cu Rapid, tur-retur. Două dintre cele trei înfrângeri ale CSM, ale Rapidului, în acest campionat au venit în meciurile cu CSM. Rapidul a mai avut un avantaj, n-a jucat în Europa în acest sezon, mult mai puține meciuri. CSM-ul a suferit puțin, mai ales în debutul sezonului. Și apoi în anumite momente când rebelul Adi Vasile veneau după meciurile din Champions League. Timeout solicitat de tehnicianul celor de la CSM. Dă-te puțin mai... Girls, I want to use this situation a little bit. If they are going to be 6-0, to play 2 against 2 here. We can play the French Cross 2, the new one, or we can play the Kempa 2. Okay? Then, if they will go 5-1, Lisa, I want us to play this one. If they will go 5-1.
Very important is like this. We need to run home. Extremely important. Then Lavko from here. Until now she has not shot. All that she's looking for is to make the passes and to the pivot she's holding the ball. So keep it. And also to the wing she's doing the passes. So don't close on her too fast because we have time. Okay? But good returns. Let's go home. Hey! Câteva faze mai importante de până acum din acest meci pe care le vedem cu ajutorul colegilor din CAR. L-am ascultat pe Adi Vasile mai devreme, insistând pe două scheme pe care le-au tot repetat la antrenament. Se apără în 6-0. Pe Mărencele nu iese nimeni în întâmpinare. Până acum însă Minaur face un meci foarte bun aici în sala Rapide din capitală. Neago, Omoreghe, înalță și aruncă splendid Arțen. 9-9, minutul 17, intrăm în minutul 18 al primei reprize. Schimbă Raul Fotonea, Polocoșer iese, intră Burlacenco. Tănăsie și Fujita sunt extreme, Popa și Lavko, Inter. Laszlo conduce atacul, aruncă însă telefonat la Fontenile Davidță, contraatac cu Indin Diligan. CSM-ul preia conducerea 10-9, minutul 18. Vince la Râmnicu Vâlcea, gazele au egalat la 10 în meciul cu Rapid. Timeout pe care îl solicită acum antrenorul celor de la Minaur, Baia Mare. Baba, Asuka. Ok, Baba. Baba, Yasi, pivot here between 2 and 3, ok? Faceți un Hugo. Baba, you take the ball. Play these two against two with the pivot. Cristina after you. Cristina after you. Cross after you. If it's short angle, Asuka. You are coming after Cristina. Baba, you must be prepared in this situation to be here. Attack this interval. Yasi, stay here until Asuka is coming. Okay? When Baba take the ball, she will come up, run with the ball. Understood? If you don't have the chance to shoot or Yasi, exterior here in this side with Andrea. Haide! Hey! Very, very good read. Keep it, don't lose it. 2, 3, și... Foarte bun ritmul de joc al Băi Mărencelor. E mulțumit antrenorul de ce vede pe teren și, într-adevăr, până acum Minaur a jucat de la egal egal cu CSM aici în sala Rapid din capitală. Adi Vasile la Râmnicu Vâlcea, iată, avem imagini din nou din sala Traian, unde scorul e egal 10-10. În prima repriză, o combinat aici, fault. Două minute pentru Glicovaț. Încă o eliminare pentru CSM, este a doua partidei. Rapidul în avantaj la Râmnicu Vâlcea, 11-10, iată Galeria Giuleșteană, care așteaptă un titlu de mulți ani. În 2003, fetele câștigau titlul la handbal, băieții câștigau titlul la fotbal. Este ultimul titlu al Rapidului din Giuleș la fotbal, cu Mici Arebi pe bancă, greșește Lazlo, recuperează Broc. No Broc, intervine însă excelent Panzic. Ce final de campionat nebun în Liga Florilor Mol. Și
oricine ar fi crezut că CSM-ul va avea probleme în actualul campionat și că titlul se va decide în ultima etapă cu formația lui Adi Vasile având șansa a doua totuși la campionat, o torpilă acolo la seminățile. Minaur marchează reușita Cristinei Laszlo, o handbalistă foarte, foarte talentată și care a și confirmat până la urmă așteptările. Centru cum rar avem în, există în handbalul românesc. Omoreghe, Aune, Arsen, Omoreghe, Arsen, blocată de De Souza, brazilianca De Souza, Caroline De Souza. În aprilie am primit 32 de ani. Arsen, Nagu, Bro, Dindiligan, faultată. Alexandra obține un 7 metri pentru CSM. Este primul 7 metri al gazelor în această partidă. Minutul 20 al întâlnirii din sala Rapid. Schimbă portarul Raul Foton, a intrat Cristina Enache în trebutul. Pe Enache și CSM-ul are un gol avans 11-10, minutul 20. Laszlo, excelent angajar. Davidson nu se intervine în fața lui Burlacenco. Neagu, Arsen, Arsen mingea să prinde, e în diagonală, dar atentă Pantici. N-a fost o aruncare prea puternică pentru Arsen. Popa, Laszlo, aruncă Laszlo. Mingea este blocată, se precipită însă bucureștencele fugita, însă Davidson cu a treia paradă consecutivă. Omoreghe intervine însă Pantici, recital al celor doi portari în sala Rapid în aceste minute. Fantastică este această intervenție pe care o revedem, plus ratarea japonezei Fujita. Petruș, Raluca Petruș, intrată pe teren, handbalistă de 23 de ani. Popa, Popa combina cu Lafco, minge în diagonală la extremă. Ce combinație splendidă! Ce combinație în trei la tănăsie, la Fujita. Knockout defensiva bucureșteană. Egal. Moren, Neagu, Lukovac, Amorem, Broch, a tras de tricou Fujita, dar a lăsat repede pe Ducatul, risca să fie eliminată două minute la această fază. Iată pe Ivet Broch. Pasă totală iurea Andrei Popa. Neagu, CSM-ul are șansa să conducă premieră la două goluri, însă
Aruncarea lui Amorim este în bară. Popa s-a repiat însă repede bucureștencele și nu este acest contraatac transformat într-un pozițional. Încă 6 minute și jumătate din prima repriză în Sala Rapid, în capitală. Șapte metri spre supărarea Cristinei Neagu. A fost la limita forțării această pătrundere. Transformă acești 7 metri Elena Lavco, din nou egalitate, 12 la 12 în Sala Rapid. Sezon foarte bun pentru Elena Lavco, pe care o vedem în prim plan. Adi Vasile și Iulia Curea pe margine. Amorim blocată de Cioca. Nicolaci Amorim Neagu prezentă permanent în teren în această partidă, ultima a sezonului pentru ea și pentru CSM. Cristina aruncă pe lângă 7 metri și eliminare de 2 minute pentru brazilianca De Souza, Caroline De Souza. A pus mâna pe ea, ștrengărește, apoi a luat, le-a luat. Dar arbitru a văzut bine. Bate pe Panzici cu Boltă, ce se mai din nou la conducere. Rămâne cu Vâlcea, diferența e minimă. Și acolo, 14 la 13 pentru Rapid. Ce final de campionat avem, prieteni, în direct la televiziunea română. Pe TVR 1, SCM cu Vâlcea Rapid. Pe TVR 2, CSM Minaur. Lircevici a egalat la 14 la Râmnicu Vâlcea, iar aici aproape în același timp Petruș egalează Petru Minau la 13. Regal handbalistic la TVR în această după-amiază de duminică. Pe sfârșit de mai, bună pasă Cristinei, o voltă frumoasă, bară gol reușita Malin Larsen Aune. Revedem această anuncare foarte frumoasă. Laszlo. Fujita. Surle, intrată și ea în teren. Andreea Țârle, pivotul de doar 20 de ani pe care am primit pe 2 aprilie, 7 metri. Dembele o blochează pe Lavco, aproape de neoprit interul dreapt al băimărencelor. Schimbă Adi Vasile portarul Grubišić cu primele momente ale ei în această partidă. Și ea va pleca de la CSM la finalul sezonului. E nevoie de portari. Se vor schimba și câteva jucătoare, dar ambițiile vor rămâne la fel de mari și sezonul viitor pentru CSM. Fujita o bate pe Grubišić, este 14 la 14 cu 4 minute înainte de finalul primei reprize. Neagu marchează imediat Klikovaci. 15 secunde CSM a trecut din nou în avantaj.
Petruș. Lasco, Laslo. Petruș, din nou Laslo. Ce pasă dă Cristina la pivot. Marchează Țârle. Andreea Țârle. Se lasă golul. Dacă nu, o să ar fi ferat faul. Aruncarea lui Amorim. Foarte multe goluri în ultimele minute. Rapidul are un gol avans spre celălalt scor la Râmnicu Vâlcea. Ca și aici în sala din Giulești, 16-15. Doar că la Râmnicu Vâlcea se va termina mai repede repriza. Mai sunt vreo 20 de secunde acolo. Râmnicu Vâlcea egalează în acest moment. 16 egal, probabil și scorul pauzei. Și aici se face 16 egal după această reușită. Raluca Petruș. Rapidistele pierd mingea și e posibil ca Vâlcea să intre la cabine în avantaj. Da, 17-16 pentru SCM. Scorul la pauză, incredibil. Vâlcea nu a cumțit aproape deloc în prima repriză. O face însă la finalul primelor 30 de minute. Am văzut aceste ultime faze din sala Traian. E final de repriză și la București, în sala Rapid. Țârle. Lavco, Petruș. Lavco, apărare mai agresivă a bucureștencelor. Vine Fujita la combinație. Fujita! Foarte rapidă Fujita, dar n-a găsit bine culoarul de aruncare pentru Dembele. Foarte bine să s-a apărat Băimărencele. Laslo, Laslo cu tănăsie. În 2-2, Laslo marchează. Gol de autor. Nu poate fi oprită Laslo. E foarte tehnică și foarte rapidă. Ne bucurăm să o regăsim pe Cristina după acel moment. Episod neplăcut de la Corona. Baia Mare în avantaj de un gol cu un minut înainte de finalul primei reprize în sala Giulești. Cristina Neagu neatentă și s-ar putea ca Minaur să conducă și ea în capitală la pauză. N-au niciun motiv să se grăbească handbalistele lui Adi, lui Raul Fotonea. Pusul în defensivă pentru CSM. Laslo. Lavco. Petruș. Petruș. Fautată. Încă 15 secunde, dar e prepasiv. Suntem prepasiv pe Mărencele. Laslo. Oprit cronometrul. Am făcut pași în fault, Cristina, mai sunt 10 secunde din prima repriză. Trebuie însă să arunce la poartă pe Mărencele, probabil va face Laslo. Laslo, Lavco, da, e joc pasiv. Încă 3 secunde, 2 secunde, nu, era de la mare distanță, Dembele, greu să marchezi de acolo, se termină prima repriză cu același scor ca și la Vâlcea, 17-16 și tot outsiderul conduce la pauză și în capitală Minaur cu un gol avans în fața CSM-ului, la Râmnicu Vâlcea, gazdele au un gol în fața Rapidului. Ce reprize a doua ne așteaptă la Râmnicu Vâlcea și în sala Giulești din capitală în finalul campionatului, finalul Ligii Florilor MOL. Trecem prin studio, vom reveni în aproximativ 10 minute cu repriza a doua de aici din sala Giulești.